Salutare dragilor și bine ați venit la un nou episod! Astăzi vreau să demontăm niște mituri. Întotdeauna mi-a fost greu să urmăresc cărți de specialitate, tot felul de studii, tot felul de explicații științifice. Mie mi-a trebuit să știu ce să nu fac. Și până acolo mi-a fost greu să înțeleg care e treaba, domne, cu mâncarea, cu macronutrienții ăștia. Nu am reușit să am o formulă clară. Astăzi vreau să vă prezint o versiune prin care vom înțelege mai bine cum să devenim proprii noștri nutriționiști? Da? Pentru asta am pe masă aici ceva, o să spuneți, domnule, dar ce sunt astea? Ia uite, un pix, o foaie, lemnul ăsta, ia uite, Dani, ce reprezintă toate lucrurile astea? Iar aici, cel mai frumos. Acum o săptămână, la Ironman Bahrain, ultima cursă a sezonului, foarte frumos, am obținut această medalie. Sunt mândru și am venit să vă o prezint și vă arăt ce înseamnă fiecare în parte. Ca să înțelegem mai bine, noi ca și ființe umane putem să consumăm trei lucruri marșilate, macronutrienți. Și vorbim așa, vorbim de carbohidrați, da? vorbim de grăsimi sau lipide și vorbim de proteine. Bun, cum vreau astăzi să le privim? Foarte simplu, din punct de vedere al energiei pe care ne-o furnizează. Și să ne imaginăm acum că această foaie este un carbohidrat, da? această blană, acest lemn, este o grăsime, iar această medalie este o proteină. Da? Cineva ar spune, dar cum poate să fie așa ceva? Păi, haideți să le luăm pe rând. Această foaie, da? de ce este un carbohidrat și care este ideea cu carbohidrații? Păi, dacă eu am nevoie de energie și folosesc această foaie, ia să vedem ce se întâmplă. Uite, îi dau așa, mă apuc, ia uite ce începe corpul uman să facă. Mama, 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 mama. ia uite câtă energie dă, ia uite. Face multă energie aici. Uite câtă energie dă și uite cât de repede arde. Dar ce e foarte important să înțelegem, da? Ia uite energia asta. Deja au trecut 15 secunde și mă apropii la jumătatea pastilei, ca să zic așa. Dacă îl mai pun să mai ardă, în curând, în încă 30 de secunde, energia asta, uite, vezi cât de repede intră în ea, începe să se ducă. Da? Deci, carbohidratul, se arde foarte repede, ne dă energie, dar se cam și termină repede, da? Bun, asta e cu carbohidrații. Discutăm mai departe despre ei care e treaba. Mai departe, grăsimile, da? Grăsimile, imaginează-ți că acest lemn, dacă vreau să-i dau foc, da? Uite, să-i dau aici un de rup special ca să fie mai ușor. Da? Și mă apuc să-i dau foc așa. Eu trebuie să stau cu bricheta asta mult pe el. Da? Uite, el arde, 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 a prea, abia abia, abia, abia. Da? Abea foc, dar când va lua foc, da, va începe să ardă destul de mult, poate o oră, poate două, comparativ cu acea hârtie care arde în 30 de secunde, într-un minut. Da? Deci, grăsimea asta ne dă o oră, două, trei, depinde cum este lemnul, față de acea hârtie care hârtia imediat se termină. Da? Grăsimile. După aceea, proteina, acest metal. Păi, haide să ne gândim. E medalie de la Bahrain, dar oricum, pentru scopul nostru demonstrativ, mă risc. Hai să vedem dacă e adevărată sau nu. Medalia asta, îți dai seama cât timp ar trebui să țin eu bricheta asta, în așa fel încât să topesc această medalie și să obțin din ea energie să-mi furnizeze. Deci, medalia, ca și proteină, da? Proteina, ca și medalia, este ceva foarte rezistent, este ceva care ne oferă structură. Este greu să arzi medalia ca să o folosești la energie, este greu să arzi proteina ca să o folosești la energie în timpul activității pe care tu o faci. Corpul poate să facă asta, dar depune un efort. Și atunci, ce trebuie să reținem? Că folosim proteina, da? Medalia pentru structură, da? Pentru structură. Deci, proteina este. Pentru a construi, pentru a clădi și reclădi. Grăsimea, deși arde greu, ne dă cu bătaie lungă. A plecat trenul din gară și merge cu orele, cu zilele. Avem energie stocată să supraviețuim, lejer, 30 până la 40 de zile. Iar apoi, carbohidrații sunt limitați, după cum am văzut, ard foarte repede. Și se termină, trebuie să vii în exterior, trebuie să mai vii cu altă coală, altă coală, altă coală. Dar la un moment dat problema este că nu că se termină topul de hârtie, problema este că nu poți să ingerezi atâta carbohidrați pentru că încep să ai deranjament gastric și nu poți să faci asimilarea lor. De ce această povestioară? Pentru că trebuie să înțelegem ceva din punct de vedere, hai să spunem științific, da pe înțelesul tuturor, Faptul că noi, tot cum suntem, corpul nostru uman, noi suntem materie și vibrație, da? uh, Sau materie în vibrație, mai degrabă zis. Și dacă stăm să ne uităm la acest carbohidrat, carbohidratul ăsta, la bază, noi ca oameni suntem formați din carbon. Toată, toată ființa noastră, celule, uh, tot ceea ce reprezintă până la nivel de atom, suntem carbon. Și atunci, eu dacă scriu aici pe foaia asta și fac un lanț, când vorbim acum de carbohidrat, care? Carbohidratul este stocat în corpul nostru sub formă de glicogen. Glicogenul se află în musculatură, da? Stocăm în mușchi, depinde, poți să ai dacă ești bărbat mai mult, dacă ești femeie mai puțin. Stochezi apoi în ficat și în sângele circulant. Încă o dată, în trei locuri se stochează carbohidratul sub formă de glicogen, în musculatură, în ficat și în sângele circulant. În funcție de kilograme, poți să ai. 400, 500, 600, eu stochez 6 700 de grame de glicogen. Un gram de glicogen de carbohidrat stocat ne aduce 4 calorii. 4 calorii. Asta înseamnă că un bărbat poate să aibă 2000 de calorii de exemplu stocate, 2000, 2500, 3000, depinde cât de mare este, iar o femeie de la 1200, 1500, 1800, la fel depinde ce um, greutate corporală are, iar acești carbohidrați stocați sunt sursa preferată a organismului de a arde pentru energie. Am văzut că de repede arde hârtia. Da? Deci carbohidrații îi punem deoparte, energie stocată, se arde repede, sursă preferată. Este varianta cea mai ușoară pentru corp să furnizeze energie. Grăsimea. Și dacă ne uităm la cel mai uh, definit culturist, să zicem, care are 2-3% grăsime corporală, la cel mai bun sportiv de anduranță uh, sau cel mai pregătit uh, fizic, ca să spunem așa, um, unde coboară la 6%, 5%, 6%, 7% în zona asta, acea persoană întotdeauna va avea energie stocată ca să meargă cu zilele. Pentru că... La un gram de grăsime noi avem 9 calorii. Ce înseamnă 9 calorii? Păi dacă eu am 90 de kilograme, da, și eu am grăsime 10% corporală, ceea ce nu este acum. Am vreo 20% grăsime corporală. Dar oricum, dacă eu am 10%, înseamnă că din cei 90 din cele 90 de kg, 9 kg sunt grăsime corporală. Acum, am spus că un gram, un gram ne furnizează 9 calorii, ceea ce înseamnă că un gram de grăsime, un kilogram de grăsime, ne dă 9000 de calorii. 9000 de calorii. 9000 de calorii este enorm, enorm. Eu când merg, când fac o alergare ușoară, de exemplu, la 120-130 ritmul cardiac, eu am un consum de 600 de calorii pe oră. Apoi, dacă stau să mă gândesc, un singur kilogram de grăsime îmi furnizează energie pentru 15 ore. Și pentru că eu am 90 de kilograme și am 10%, înseamnă că am 9 kg de grăsime, înseamnă că eu am 15 murții cu 9, nici nu mai știu să muncesc, multe, multe ore, multe ore, da? 135 de ore, foarte multe ore. Acum e un calcul matematic, evident, dar eu am foarte multe ore să mă duc atât timp cât pun niște apă și săruri să mențin echilibrul uh, electrolitic al corpului, să pot să fac mișcare. Cu alte cuvinte, noi ca oameni avem foarte multă energie stocată să mergem cu zilele prin deșert, la polul nord, atât timp cât avem puțină apă, să fim hidratați, pentru că la noi corpul va accesa resursele proprii și va merge uh, până când se cătuiește resursele și apoi începe să consume musculatura. Ajunge la musculatură. Grăsimea, țineți minte, toți o, sau mulți o evită, dar ăsta este rezervorul energetic cel mai mare al corpului. Corpul de aceea face resurse pentru zilele rele, ca să zicem asta, sau zile de, în care, opreliște în care nu vei mai avea acces la mâncare, cum am fost construiți ca și civilizație, noi am evoluat ca specie și corpul uman a știut să se adapteze întotdeauna la vreme de secetă și foamete, cât și la vreme de recoltă și festin și bogăție. Da? Probabil că zile de astăzi am învățat prea mult numai cu festinul. Așa. Mai departe, proteina. Proteina, exact cum am spus, trebuie uh, topită, da? dacă putem să folosim acest cuvânt, și ne furnizează numai 4 calorii la 1 gram. Acum, uh, ca să înțelegem ceva și mai frumos, uh, este faptul că pentru a topi această proteină avem nevoie de energie din interior. Ca să dau un exemplu și mai bun, dacă eu mănânc o friptură acum. E, aproape 40% depinde dacă este pui, dacă este vită, dacă este por, dacă este pește, pentru că depinde tipul de e, proteină. Aproape 40% din energia pe care eu o iau de la, din mâncarea respectivă, o consum pentru a digera proteina respectivă. Nu știu dacă este foarte clar. Deci eu dacă mănânc o bucată de friptură așa, din acea bucată, da, jumătate sau mă rog, 40% din palma mea, este folosită pentru a, digeri, pentru a, digera toată bucata. Asta este motivul pentru care foarte multe persoane care fac diete numai carnivore, de exemplu, și mănâncă carne, ai văzut carne, carne toată ziua, mănâncă dimineața la prânz și seara carne, pune puțină salată lângă, slăbești. Da, pentru că, exact cum am spus Adina, corpul uman trebuie să folosească energie să descompună proteina. Descompună proteina. Bun, acum să înțelegem și mai bine lucrurile. Da? Totul se rezumă la uh, materie, vibrație și molecule de carbon. Și acum, dacă eu fac aici pe această foaie carbon și vorbim de un lanț de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și aici, când stocăm... Când stocăm carbohidratul în corpul nostru sub formă de glicogen și avem un lanț de, de carbon și când vorbim de 10 molecule înlănțuite versus, imediat vă arăt ce se întâmplă dacă facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Bun, care este diferența cu acest lucru? Sus vedem carbohidrat, jos vedem o grăsime, așa zisă. De ce este grăsime? Păi, vorbim de glicerol și vorbim de un lanț de trei, 3, 3 lanțuri în așa, triglicerol. De aici apare și denumirea, triglicerol. Nu e vorba că nici eu nu mă pricep cu toate aceste denumiri și nu asta e ideea să ne pierdem în denumiri, vreau să înțelegem. Ia priviți o chestie. Ideea este așa că dacă sus avem carbohidrat la nivel de materie, cum este stocat în corpul nostru, jos avem grăsime, ideea este că dacă eu iau o parte din acest carbohidrat și mă joc la nivel celular, ideea este că eu pot să-l convertez din carbohidrat în grăsime sau din grăsime, din triglicerol, prin glicerol, deci prin triglicerol în glicerol, eu pot să-l convertesc în carbohidrat. Asta e foarte important pentru că așa înțelegem cum corpul uman face dintr-o parte în alta. Și atunci înțelegem că trebuie să avem un echilibru în cât mâncăm carbohidrat, cât mâncăm grăsime. Dar, dacă ne uităm așa în linii mari, este clar că aici trebuie o muncă mult mai mare ca să spargem această structură, pe când aici este o muncă mult mai ușoară pe care o face corpul. Pentru cei care doriți să citiți mult mai multe, vă invit să căutați să citiți despre ciclul lui Krebs, cu capa Krebs, în care este explicată foarte bine, este explicat foarte bine acest mecanism la nivel celular, la nivelul mitocondrilor, ce se întâmplă cu carbohidrații, cu grăsimile, în prezență de apă, în prezență de oxigen, cât este necesar și așa mai departe. Nu intrăm acum în aceste detalii, vreau doar să Clarific faptul de câtă energie este nevoie ca să divizez o astfel de structură versus asta. Bun, carbohidrați, grăsimi. Mai departe, dacă ne ducem la această structură foarte solidă, proteinele, care proteinele, un lucru important, trebuie să ținem minte că proteina, că vorbim de origine animală, vegetală, vorbim după aceea în procesul de. Um, de spargere, ca să spun așa, al ei, în polipeptide, peptide, aminoacizi, iar apoi forma elementară în nitrogen. Da? Asta este un cuvânt pe care trebuie să îl rețineți, pentru că în lumea bodybuilding-ului și nu numai, pentru oricine, marea șmecherie se leagă de retenția de nitrogen la nivel muscular. Da? Încă o dată, retenția de nitrogen la nivel muscular. Sună foarte pompos, dar e foarte simplu. Uh, și de asta. Toți cei care reușesc să obțină anumite creșteri musculare sau performanță sporită prin refacere rapidă a musculaturii au descoperit secretul cum să manipuleze nutriția, suplimentele nutritive, în așa fel încât să aibă o retenție de nitrogen mult mai mare la nivel muscular. Pentru că, dacă eu mănânc o friptură și această friptură îmi intră în sistemul circulant, nu înseamnă că eu am un aflux permanent la nivelul celulei care să-mi faciliteze refacerea musculară. Da? Afluxul este prezent o perioadă, iar apoi se retrage și trebuie să vii din exterior cu altă proteină, cu altă sursă de proteină. Și atunci, dacă eu pun aici o structură de aminoacid A da? și vedem în partea de jos că în partea de jos, partea de jos proteină, grăsim, carbohidrați. Trebuie să înțelegem că fiecare are rolul ei și ca să vorbim strict energetic, pentru sport, pentru mișcare, niciodată, asta este cea mai mare greșeală pe care o poate face cineva. Când începe să-mi spună că folosește proteina, mă duc la o alergare și mă apuc să mănânc proteină ca să am energie. Nu. Nu putem să facem asta din punct de vedere funcțional. Tot ce am vorbit până acum. Structural este foarte complicat pentru corp să se apuce să ia proteina, să o metabolizeze în așa fel încât să-ți dea energie. Poate să facă acest lucru, dar este un fenomen foarte complex și va apela întotdeauna la metodele cele mai simple. Da? Va metaboliza carbohidratul existent în musculatură, în ficat și în sângele circulant. Când va termina cu asta, va trece cu grăsimea și va începe să metabolizeze grăsime ca să furnizeze energia. Este corect? Parțial, pentru corpul uman este atât de șmecher și complex încât nu este ca o mașină în care, ăsta e un alt exemplu foarte frumos, în care ai două rezervoare, una ai benzină și una ai motorină. Și să zicem că, domne, mașina asta mea merge de la 0 la 100, merge numai pe motorină, de la 100 la 200 merge numai pe benzină. Și eu când merg prin oraș, merge pe motorină, pe autostradă, pe benzină. Nu este așa. Corpul uman nu are doar rezervorul ăla și doar rezervorul ăla. este o mașină atât de complexă și știe automat cum să facă o selecție și ce să folosească și când să folosească. Vorbim de această abilitate de a trece de la un rezervor de motorină la unul de benzină și invers cât și de a trece de la carbohidrați la grăsimi despre flexibilitate metabolică în da? așa fel încât în absența că aici e marea problemă limitarea în performanța sportivă apare de la următorii factori de la disponibilitatea și consumul eficient al carbohidraților, da? Și accesul la acest rezervor infinit, e un cuvânt impropriu, dar comparativ cu carbohidrații este un rezervor infinit de energie. Acest rezervor infinit de energie trebuie educat. Cu cât nu le duci cu a cu atât el nu este dominant. Cu cât mănânci uh, foarte mult carbohidrat, cu atât uh, zona aceasta este mai dominantă. Și antrenamentele, la fel, în funcție de ce intensitate alegi, uh, favorizează o anumită zonă și un anumit metabolism al corpului. O să discutăm imediat și despre tot felul de diete, că sunt la modă o grămadă de, de modalități, dar... Uh, Trebuie să înțelegem lucrurile fundamentale, pentru că dacă înțelegem că folosim grăsimea, grăsimea și carbohidrații pentru energie și proteina pentru refacere, atunci noi vom reuși să devenim proprii noștri nutriționiști, cum am, cum am spus, în a alege, este dimineață, plec la antrenament, ce să mănânc? Am venit de la antrenament, cum, cum mă refac? Am o ședință la muncă, ce trebuie să mănânc să fiu foarte activ, să am mentalitate, claritate mentală și să am prezență de spirit. Sau poate este seară și deja e momentul să mă liniștesc, să mă relaxez, pentru că trebuie să pregătesc corpul pentru somn și pentru refacere. Toate aceste lucruri sunt importante pentru că noi dacă știm cum merg lucrurile, putem să luăm decizia optimă pentru noi, pentru activitățile pe care le facem zi de zi. Iar acum urmează să trecem la ceva concret. Avem o plasă de cumpărături sănătoasă, le vom pune pe masă și începem să ne uităm la ele și exact cum am discutat, grăsim carbohidrat și proteine, să le identificăm și să vedem cum le combinăm, când să le combinăm și mai ales e vorba și de cantități. Da? Am adus pe masa asta, și fi cumpărat toată mâncarea pe care am găsit-o la magazin, dar am luat așa câte puțin din fiecare, să putem să discutăm și după aia să mâncăm. Nu, <laughs> În primul rând, am vorbit despre carbohidrați. Haideți să vedem o așa din avion pe masa asta. Carbohidrați. Și începem din colțul ăsta aici. O să mai întâi îi luăm și vorbim care sunt și după aceea să explicăm. În primul rând, ăsta este ce? un carbohidrat, da, foarte mult. Și mai are și grăsimi prin el așa. Ăsta ce este? Carbohidrat, da, față de ăsta discutăm. Are mult mai multă fibră și evident e de alt tip. Aici pe farfuria asta, ierbotenile astea sunt este, dar de un alt tip. Nu este cum este mărul, nu este cum sunt cipsurile și au și mai multă fibră. Aici ce avem aici? Aici avem niște curmale, da? Aceste curmale sunt carbohidrat, da? conțin carbohidrați, la fel, foarte multe fibre, foarte multe minerale, vitamine. Aici avem carne. Ce este carnea? Păi carnea nu mai e carbohidrat, carnea în mare parte este proteină, da? animal în cazul de față. Aici salată, salată, la fel salată, foarte multe fibre și zonă de carbohidrați. Ia uite ce avem aici, pâine, pâine albă față de pâine integrală. Din nou, carbohidrat. Care este diferența? Păi, deja intuim, da? Ăsta fiind albă, ăsta fiind negru, probabil că este mai bun. Ăsta nu e atât de bun, nu? ce avem aici? Ia uite, ce avem noi aici? Avem Coca-Cola. Zahăr, tată, la greu. Bine, pe unul scrie zero zahăr și pe unul scrie original. Care e diferența între ele? Vedem imediat. Mai departe, ce este ăsta? Fanta, tot zahăr, tot carbohidrat. Care e diferența dintre Fanta și Cola? Da. care e diferența dintre Fanta și ăsta? Discutăm imediat. Mai departe. Ce avem? Ou. Ou este proteină și grăsime. Da? Ok. Poți să nu mănânci crud dacă ești ca Rocky. Sau, <laughs> sau să faci o omletă dacă vrei. Aici avem carbohidrat. Are și grăsime, are și ceva proteină. Ambele au. Dar e un, e, un dichis aici. Între ele e o mare șmecherie. Mai departe, ce avem aici? Destul de multă fibră, da? Și un carbohidrat cu absorție foarte, foarte lentă extraordinar. Tot ce este verde, ține minte că poate nu e atât de gustos așa, cum este ceva care e mai colorat, de exemplu, în sensul că nu e atât de dulce, dar este super sănătos tot ce este verde. Ia uite ce e aici, o bucată de cedar, da? Asta este cedar maturat. E un fel de brânză din asta, ca și nostru, dar cu arome maturat, rău de tot. Asta nu mai e grăsime. Foarte multă grăsime în el și mare are ceva. Are și proteină, carbohidrați foarte puțin în el. Aha, aici e ceva frumos. Ăsta are o grămadă de dulce. Da, păi normal pentru copii. Ce surpriză o fi în el. vedem acum. Uh, mai departe, migdale, alune. Aici foarte multe grăsimi și proteină. carbohidrați nu prea. Uh, fibră, da? Ia uite, fibră, vitamine. Ia uite ce ăsta. Asta este un carbohidrat, e un cartof dulce. Asta e un cartof dulce care are un index glicemic scăzut. Care e treaba cu indexul glicemic? Păi, dacă eu mănânc din carbohidrații ăsta, 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 voi avea răspuns diferit în corp. Ce înseamnă răspuns, o să discutăm imediat. Am acest senzor pe mână. Clasic se făcea uh, cu monitorizare prin înțepare, adică mă apuc, îmi înțep degetul și văd ce se întâmplă cu zahărul meu în sânge. Și știu cât anglicemia. glicemia, da? Când ai văzut cum te și la analize, cât am glicemia? 90, 100, 110, 120, 200? În funcție de ce mănânci, corpul procesează acești carbohidrați și îi convertește în, sub formă, cum am spus, de glicogen care va fi folosit în corpul nostru. Da? Glicogenul este fie folosit să reumple, să reconstruiască resursele, rezervele, pardon, la nivelul mușchiului ficat, cum am spus, și ce se mai plimbă în sângele circulant, ce ci este exces, se depune, exact cum ne-am uitat pe foaie, sub formă de grăsime, pentru că îl va converti corpul și îl va depune în final sub formă de grăsime. Mai departe, un alt tip de carbohidrat care este extraordinar, fructe din categoria fructe de pădure. Este excelent, vă recomand să mâncați tot ce, ce înseamnă afine, coacăze, mure, zmeură, căpșuni. Astea toate sunt extraordinare, au index glicemic scăzut, nu saltă zahărul în sânge atât de mult. Și uh, sunt super sănătoase, antioxidanți la greu, foarte multe fibre, te ajută să mergi bine la toaletă, uh, te ajută să te simți bine și uh, sunt foarte gustoase. Uh, pentru cei care nu simt gustul la fructele de pădure, uh, dar simt gustul la așa ceva, trebuie o reeducare, un reset al gusturilor și discutăm cum să-l faci. Mai departe, grăsime, tată, grăsime și ceva proteină, dar asta este din zona de grăsime la greu, bria, mm, un deliciu, așa pe farfurie frumos. Un alt tip de carbohidrat, de data asta avem un uh, fulgi de ovăz, care astea sunt fin. Deci au o absorție mai lentă față de, mai rapidă față de ăștia care sunt integrali și au și tărâțe de psilium în ei. Dar atenție, nu am pungă, mai sunt și alte versiuni care au fructe. De obicei sunt confiate, tot ce este confiat, versus deshidratat are zahăr. Deci, atenție, când iei ceva simplu, când iei ceva cu tărâțe și psilium și mai e altceva care poate are confiat în el. Toate ți-ar da un răspuns glicemic în sânge ori așa, ori așa, ori așa. Trebuie să vezi ce-ți merge ție. Mai departe, pe păi cine spune doctorul, știi? Mănâncă o măr și nu ajungi la doctor. Asta era de, de la american, dar e și la noi în română. Uh, iar cola zero, ah, am mai prezentat-o pe asta odată. Aici, po, păi ăsta este cel mai șmecher, domnule. Ananasul, pe lângă faptul că e bun, e lemnos, e fibros, ai văzut cât e ațos, așa, are multă fibră în el, dar aici, știați că ananasul este cel cea mai puternică enzimă digestivă naturală, creată de natura noastră, de mama natură, are bromelaină. Asta este motivul pentru care în bucătăria asiatică foarte mult, iar în culturii se folosește foarte mult, atunci când mănânci carne de origine animală, frictură mai ales, se folosește ananas pentru că ananasul conține bromelaină și bromelaina este o enzimă digestivă care ajută mult mai rapid, accelerează procesul de spargere a proteinelor, în polipeptide, peptide, aminoacizi și mai departe nitrogen, așa cum am discutat. Nu am găsit, dar țineți minte că pe lângă ananas pe care cel mai bine vă recomand să-l mâncați, cum să spun, fructul în sine, să-l tăiați și să-l consumați. Evident, puteți să-l luați și la borcan la conservă, dar na, mai bine să evităm conservanții. Pe lângă ananas, căutați papaya. Fructul de papaya, știu, o să-mi spună cineva, păi stai mă că noi nu ne-a crescut bunica cu papaya. E adevărat, dar din când în când papaya care conține papaină, da, este o altă enzime digestivă foarte importantă pentru a facilita digestia, pentru a ajuta digestia. Da? Deci ananas și papaya, bromelaină și papaină te vor ajuta foarte mult să împaci bine proteina cu stomacul tău, mai ales proteina animală. Uh, ce mai avem aici? Ah, ceva pe gustul nostru așa. Avem migdale care sunt din aceeași categorie cu caju, da, sunt nuci uh, care sunt super M-am auzit peste tot cuvântul ăsta. Super food, super food. Păi ce înseamnă, frate, super food? Păi uh, să de la una alta. Păi super food e așa. Dacă iau pe aceeași palmă, da, și mănânc după palma mea, o bucată de carne sau o bucată de... sau uite, ăsta e exemplu foarte bun. Sau așa, un croissant, da, să zicem 100 de grame sau cât are asta, 200, 150, 200 de grame. Sau dacă iau o ciocolată de 100 de grame, întotdeauna, sau dacă iau ăsta, sau dacă iau ăsta, da, întotdeauna vreau să văd care este diferența, dintre asta și asta. Care este mai valoros din punct de vedere nutritiv? Ce mi-aduc 100 de grame din acest aliment, ce mai aduc 100 de grame din acest aliment? Cu cât el este mai condensat, da? cu cât este mai condensat, cu atât îl numim superfood. Adică, ia uite, dacă eu fac chestia asta, da? aceste migdale îmi furnizează mult mai mult, ok, mi-ar trebui să-mi iau mai multe migdale ca să, în mână ca să echivaleze volumul de la carnea asta de pui, um, echivalează mult mai mult pentru corpul meu uman. Aici am doar uh, proteină și grăsime, da? Dar uh, aici am uh, proteină la fel, care, apropo, ai crede cumva că vorbind la 100 de grame, E același număr de proteine, 20-22 pe, uh, pe migdale. Migdale au chiar mai mult, ca are la 20 are. Uh, de grame de proteină. Uh, nu, ăsta e unul chiar ca lumea uite ce are, ăsta are uh, uite, exact 18 18 și 22, da? ai crede să zici că sunt 20 și cu 20 nu ai crede așa ceva, dar așa am fost educat și ai spune că băi, dacă mănânc o friptură nimic nu poate să-mi schimbe iată că pot să mănânc astfel de nuci, de exemplu, o mână, o mână întreagă și să obțin, pe lângă carne și grăsimi. să obțin și multe alte lucruri sănătoase, cum ar fi fibre, foarte multe uh, și grăsimi, grăsimile care, grăsimile de origine animală sunt foarte bune, și de origine vegetală sunt foarte bune, dar, așa cum am văzut adinauri, totul trebuie luat cu măsură și în funcție de ce facem. Discutăm acum când și cum le combinăm. Pentru că, dacă este în exces, corpul nu știe ce să facă cu ele și le va depozita și îți va produce tot felul de inflamații în acest proces de depozitare. Bun, deci vorbim aici de superfoods. Da? superfoods. Uh, aceste superfoods, chiar să o dată, curmale, știți că e, sunt oameni pe planeta asta, cum ar fi beduinii, de exemplu, în deșert, care ia niște curmale și pleacă cu zilele pentru că poți să supraviețuiești, la fel cum poți să supraviețuiești pe banane, da? Pe banane poți să supraviețuiești cu zilele, cu săptămânile, pe curmale la fel. Poți să pleci în deșert, mănânci niște curmale, te hidratează, te, te hrănesc și nu ai niciun fel de problemă. Pe când, dacă iei o bucată din asta de carne după tine, prin deșert, nu prea reușești să stai câteva zile cu asta. Pe când cu astea reușești dacă stai așa. Mai ales că. Vă aduceți aminte ceva. Ca să procesezi bucata asta de carne, 40% din energia pe care tot ce obțin de aici, 40% din energia asta o consum ca să diger carnea asta în sine. Da? Bun. Și, o, bineînțeles, lipsește o cafeluță aici frumos, dar un croissant, așa. A, ce bine miroase, uite, un croissant și Nutella, muffin, așa, păi să ne nebunie explozii de gusturi aici. Dar aici vorbim de uh, carbohidrat, vorbim de uh, o sursă din uh, evident, gluten, care vine din cereale, din grâu, uh, și uh, cu zahăr și mai ales, nu trebuie să uităm ceva, că toate sunt ex excelente, sunt gustoase, le consumăm la cafea, la ceaiuri și așa mai departe, uh, dar nu uitați că în exces produc procese inflamatorii, ca să spun așa, pentru că în ziua de astăzi e grâu și făina nu mai sunt cum făcea mama e și tata ei la țară, sunt atât de procesate și rafinate, procesul e atât de rafinat, încât absorpția la astfel de mâncăruri este foarte mare comparativ cu pâinea pe care o făcea în mama e la țară. Da? Deci ce făcea în țest nu era cu ce se face acum, așa ceva care este super rafinat, este foarte bun. Pentru că toate sunt gândite să ne stimuleze creierul nostru și să ne dea o senzație de plăcere din aia nebună că mănânci așa ceva, să vrei să mănânci mai mult. Și ai observat că dacă te apuci să mănânci așa ceva, mănânci niște fripturi și zici, bă, nu mai pot să mai mănânc friptura asta, că nu mai pot, m-am umflat. Dar după două minute te apuci să mănânci asta și te treci că ai, 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 mâncat toată punga și ai mai putea să mai mănânci asta. Da? Pentru că fiind produse de ultimă generație, ca să spunem așa, pentru evoluția noastră ca și oameni, ele sunt străine și nu îți produc sațietate corpului pentru că nu sunt integrate în tot sistemul nostru senzorial și uh, în momentul când aduci astfel de produse străine pentru corpul uman, din punct de vedere al evoluției, uh, nu se transmită semnalele necesare în așa fel încât să-ți producă Și Atunci mănânci în neștire pentru că satisfac papile gustative, gusturile, evident mâncarea este cel mai mare drog de când e lumea, și atunci vrei satisfacție după satisfacție, după satisfacție și problema este că mănânci așa ceva și după ce mănânci foarte mult, zici aoleo, ce să fac, am mâncat prea mult sărat, hai să mănânc puțin dulce. După ce mănânc puțin dulce, hai să mănânc puțin sărat. E acest cervicios. Deci atenție la semnale pe care ți le dă corpul și uh, cât de mult mănânci ce mai avem aici pomișorul ăsta ce face pomișorul ăsta păi, pomișorul ăsta un brocoli foarte frumos din nou m-a crescut pe mine mama la țară cu brocoli nu m-a crescut cu brocoli da? și cu conopidă deși conopidă era brocoli poate nu da conopidă era făceam mâncare de conopidă de multe ori. Um... Sănătate curată, da? Orică îl faci fiert, orică îl faci la cuptor, la aburi, cum vrei, așa ceva este extraordinar pentru intestinele noastre, pentru sănătatea noastră, tot ce este verde este foarte, foarte bun și dacă ne aducem aminte cum sunt destenele, când era papai, știi, când era tare, el ce mânca? Spanac, da? Deci nu o să-l vezi că punea o friptură de, nu știu, de vită sau de pui sau ceva și făcea mușchi, făcea spanac. Un alt lucru, nu uitați că tot ce este verde, spanacul, dacă ai carențe, de exemplu, de fier, de, trebuie să mănânci verde, trebuie să mănânci foarte mult spanac, da? trebuie să mănânci foarte mult brocoli și vitamina C și suc de portocale ca să-și facă absorția. Mai avem pe aici un alt, castravete, zucchini, poți să-l mănânci și crud, și crud. adică bă, îi mănânci crud în salate și așa mai departe. O grămadă de fibre care dau corpului tot ce este necesar să ai senzația de sațietate. Dacă eu mănânc numai carne cu pâine, eu... Mănânc carne cu pâine, da? mănânc așa ceva, este foarte probabil ca într-o oră, două, să înceapă mațele să-mi ceară din nou mâncare. Pentru că pâinea asta albă atât de repede se digeră, carnea asta, cum am spus, corpul consumă energie ca să o digere, dar nu va avea un, o întârziere foarte mare în tranzit Doar dacă e o carne uh, mult mai complexă Cum este carnea de vită, de exemplu uh, Și depinde și cantitatea Că nu este să mănânci una și o să mânci uh, 8 din astea 8 bucăți, normal Când făceam zile mâncam și 12 copănele Odată când făceam la sală Adică nu erau prână. 12 copănele Mâncam uh, și 20 de albușuri uh, la, la masă Nu spun că asta trebuie să facem uh, Spun că uh, am experimentat cu corpul meu și am văzut ce îi place și ce nu îi place Și atunci când îi dai în exces Sau când îi dai prea puțin Se supără pe tine Și cum face? Se răzbună prin diverse metode de ale lui Nu mai colaborează cu tine Pe parte de performanță Pe parte sexuală De concentrare De ce vrei tu Degenerează în bol și așa mai departe Deci am trecut într-o prezentare rapidă Avocado, avocado Cine știe? Păi, ce mă știu avocadomul din ăsta din reclame Era mama la țară și îmi spunea Bă, da, te-am auzit de avocado, de curmale, de nu știu ce, dar de de ale noastre, mai că zarzele, coacăze, dude, nu reclame, n-ai să-mi dai și mie. Și zic, gata, mă mai e, caut acum niște zarzele. Și avea dreptate, săraca, că asta este, mâncăm numai din reclame de la televizor, dar nu căutăm lucrurile care sunt la noi acasă, în grădină. Lămâie, da? De ce lămâie peste toate astea? Păi, în primul rând, că poți să o folosești și chiar recomand dimineața când te trezești, tai o felie de lămâie, pune zeama, pune și o felie bea pe stomacul gol, da? Bea pe stomacul gol și bea, făți obiceiul ăsta să bei un pahar sau două pahare la trezire, în așa fel încât să dai un start la sistem, în așa fel încât să dacă vrei să, să, să speli pereții uh, intestinelor. Totdeauna mi-a plăcut expresia asta. Imaginează că tu gătești seara și sunt aburi în bucătărie și pe pereți să fac aburi și așa mai departe. Și după aceea este ca și cum vrei aburia să-i dai jos în urma digestiei și numai la tot ce s-a întâmplat și la procesele reparatorii de peste noapte. Pentru că noi atunci când dormim Corpul nostru se reface și lucrează în mod constant, și dimineața vrei să începi gingaș, ca să spun așa, și bei niște apă călduță la temperatura corpului, nu rece, cu niște lămâie, în așa fel încât să pregătești intestinele, să trezești sistemul. Da? Apropo de intestine, asta este un lucru important, și de ce am făcut toată introducerea asta? Pentru că la nivelul intestinelor. Se află uh, o ramificație neuronală extraordinară, adică e foarte mult din sistemul nostru nervos. Și exact ce se întâmplă în intestinul subțire, și mai ales în intestinul gros, uh, la fel se întâmplă și în creierul nostru. Ele sunt conectate. Știați că 80% din imunitatea noastră se află în intestine? Da? Deci e ceva care pare greu de crezut, dar 80% din imunitatea noastră se află în intestine. Uh, și asta ne spune ceva. Dacă ce mâncăm noi și dăm afară ne inflamează intestinele, înseamnă că de fapt ne jucăm cu imunitatea noastră, și suntem susceptibili la tot felul de boli și de uh, complicații, ca să le spun așa, să nu le spun boli în corpul nostru, uh, și mai ales ne afectează și starea emoțională și uh, cum gândim. Am observat că de multe ori dacă tu mănânci în fiecare zi numai pâine seara, mănânci pizza, o grămadă de carbohidrați, paste, bei și alcool și așa mai departe. Dimineața te trezești cu o poftă nebună, ca și cum a trebuit, parcă mațele mele în astăzi niște pizza, o bucată de pizza. Mă duc la frigider, deschid, găsesc pizza de seară, mănânc, m-am liniștit, a, ce bine. Ce să fac, domne? Asta cer mațele. Asta cer mațele. Asta am mâncat ieri în cer Da. Este un proces de educare al sistemului și acum fără, fără caterincă, fără mișto, a, Citiți și căutați. Este știută treaba că la nivelul intestinelor avem și de milioane de tipuri de bacterii prezente pentru flora stomacală, flora intestinală, care acestea se, care acestea se populează cu timpul și care sunt specifice da? specifice la tipul de mâncare și de dietă pe care îl ai. Mănânci toată ziua mai carne ai un anumit tip de floră. Mănânci toată ziua numai prăjel, ai un anumit tip de floră. Mănânci toată ziua numai vegan, ai un anumit tip de floră. Uh, um, și atunci această floră se populează în timp și această floră este dominantă. Nu uitați, 80% de imunitate acolo. Îți dă poftă, îți dă apetit. De deci ce ești? Deci ajungi la un moment dat să devin propriul tău prizonier la cum te-ai construit în ultimii ani de zile și nu mai cum să scapi de acolo pentru că mațele, fizicul, oricât de tare ai fi mental și ai zis că vrei să treci peste, peste fizic îți dictează, mațele-ți cer ceva mațele cer ceva iar tu și ca mental dacă zici mamă nu, nu vreau asta ești forțat ești forțat și vei ceda bătăliei cu fizicul de să vorbim și despre cum să le combinăm și cum să nu le combinăm acum pentru că asta este important Vreau să luăm această farfurie pe care am pus-o special la mișto așa ceva și multă lume face greșeala asta și bine, eu am pus niște carne cu salată cu un măr și curmale. Evident că trebuia să pun aici și sfânta pâine, Uh, N-am găsit, sau am găsit cartofi prăjit, să era meniu, Cartof prăjit trebuia să iau. Cartofii prăjiți și cu uh, loc de pâine și cu gă... Deși sunt unii care mănâncă și cartof prăjit și pâine. Ai văzut, mănâncă cartofi prăjit cu pâine, că e bună. Uh, bun, ce se întâmplă? Ce se întâmplă, dragii mei? Păi, în momentul când eu încep să iau un carbohidrat, care e greșeala în primul pe farfuria asta și ce se întâmplă în corpul uman? Dacă eu mănânc așa ceva, ordinea în care mănânc e importantă. Dacă eu mănânc mai întâi pâinea, se întâmplă ceva. Pot să vă cu astfel de senzori, sau dacă mă înțep în mână, pot să văd că începe absorpția la pâine și atunci zahărul începe să salte în sânge. Zahărul saltă în sânge, este un spike, o să ne uităm pe aplicație imediat. Când este un spike în sânge, tot sistemul detectează că este aflux de zahăr și ce face? Trimite un semnal la pancreas. Pancreasul începe să producă insulină. Insulina este cel mai important uh, hormon uh, când vine vorba de partiționarea nutrienților la nivel celular, dacă putem să-i spunem așa, și de livrarea lor, de deschiderea celulei în așa fel încât să, să fie permisivă să primească nutrienți. Și atunci, eu dacă mănânc așa ceva, vine zahăr. Zahărul în sânge. Trigărește, da, declanșează, pancreasul face insulină. Insulina vine, ia zahărul și începe să-l plimbe prin sistem și vede. E nevoie la musculatura acutare, la vadriceps, că ai făcut la sală, la spate, că ai notat, sau la biceps, că ai tras la sală și așa mai departe. Bun, dacă este nevoie, insulina ia acești nutrienți. Care sunt nutrienții? Păi în carbohidratul ăsta cu nutrienți nu prea să în pâinea asta albă, pentru că este doar uh, glicogen, da? Glico carbohidrat care ajunge glicogen stocat, uh, nu are ce să repare mușchiul. Cum vă aduceți să aminte, medalia repara. Cine e medalia în cazul de față? Proteina. Asta. Asta repară. Asta trebuie spartă și ce se obține de aici? Aminoacizi, nitrogen se duce în celulă, iar carbohidratul facilitează intrarea aminoacizilor din carne, vorbim acum de carne, în celulă ca să fie reparat fesutul muscular. Aici e toată șmecheria. Faptul că dacă nu am carbohidrat, nu se deschide celula corespunzător, pentru că insulina este cea care sensibilizează pereții celulei pentru absorpția de nitrogen. Dar vedeți voi care este șmecheria. Problema este că de multe ori mâncăm cartofi prăjiți, mâncăm pâine cu friptură dar nu ne-am dus neapărat în ziua respectivă la sală, n-am făcut o alergare, n-am făcut musculatura noastră, nu are un proces de refacere acolo uh, prin care să zică, bă, da, repar vadricepsul. Și atunci scanează, vadricepsul este ok, uh, bicepsul e ok. Bun, nu am mulți mușchi care să fie distruși și să fie necesar să fie reconstruiți. Și atunci ce fac? Plimă în sistem și zice, bă, ce să fac. Trebuie să-i reconvertesc, să-i depun sub formă de grăsimi, inclusiv proteina, inclusiv uh, Carbohidratul. Carbohidratul, proteina, este reconstrucție de celulă musculară. Iar carbohidratul reumple glicogenul ca să ai din nou energie. A doua zi, să tragi la sală, la alergare, la ce vrei tu. Dar dacă nu am ce să repar, se depune polea Uite colea, la femei se depune în zona coapselor ca să protejeze fătul, ca așa ne-a făcut mama natură. Și dacă nu-ți place grăsimea corporală să fie pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, haide să vedem cum să combinăm toate aceste alimente și altele din familia lor, în așa fel încât să obținem optimul necesar să performăm în viața noastră de zi cu zi. Și acum o să iau câteva situații, da? Să spunem că este dimineață, este ora 6 și vreau să mă duc la antrenament, la not, da? Și vreau să fac intensitate, da? Și nu am prea mult timp la dispoziție. Ce iau de pe masa asta? Păi, în primul rând, aș putea să iau de pe masa asta niște curmale, două, trei curmale, ca să pot, aș putea să iau acest croissant, da? Are absorție foarte rapidă, da? Deci două, trei curmale, Aș putea să iau și ciocolata asta, dar nu vreau să o iau, pentru că poate îmi vine pe gât, sneakers e greu, nu se digeră. Una, două curmare sunt suficient. Pot să-mi iau un ceai, o cafea și pe aici alte lucruri. A, da, uite, am, apropo, și de suplimente, am un tonicoforte, pot să iau acest tonicoforte forte cu beuri și aminoacizi înainte, dacă vreau să îmi dea energie. Și Sincer cam atât, da? Cam atât este suficient să fac un antrenament de înot cu această mâncare și după aceea vin acasă și continuăm cu refacerea. Acum, am ajuns acasă. Am ajuns acasă și am făcut un antrenament de înot, da? Și vreau să mă refac ce am făcut la not? Am făcut intensitate, pentru că am făcut intensitate, am consumat carbohidrați. Ce vreau să fac numărul 1? Vreau să pun carbohidrații înapoi în sistem și cum pun carbohidrații? Păi acum aș vrea, pentru că nu mai am în not în următoarele ore sau alt antrenament, să fie așa încet încet se pun. Și atunci ce fac? Mă uit către așa ceva, așa ceva și așa ceva. Dacă îi mâncam peștea înainte de not, nu aveau timp să digere și îmi veneau pe gât. Dar depinde stilul de not, pentru că dacă la un not făceam să zicem ceva mai ușor, nu intensitate, atunci nu alegeam curmalele și alegeam niște fulgi de ovăz, de exemplu, ca să aibă o absorție mai lentă față de curmale care au o absorție mai rapidă, sau bananele, da? ca să pot să stimule sistemul în așa fel încât să nu ești foarte dependent de zahăr. Da? Deci, dacă fac foarte multă intensitate, dacă foarte multă, dacă antrenamentul meu e cu multă intensitate, mi iau niște curmale, niște banane, iau un croissant, da? sau un croissant, dacă încep să scad intensitatea, nu mai iau curmale, da? poate iau doar o banană, da? iau doar o banană. Pot să mănânc și croasantul, e ok, dar cam atât, nu trebuie carbohidrat foarte mult. Dacă vreau să fac ceva pur aerob, da? pur aerob, nu mai mănânc nici carbohidrat, nici banană și atunci am varianta prin care nu vreau să mănânc carbohidrat, vreau să mănânc grăsim să stimulez sistemul. Da, am spus bine grăsim ca să stimulez sistemul. Și ce fac atunci? Nu am pe masă aici, dar putem să punem niște, uite, pot să iei o gură de cedar, pot să iei să spui, niște smântână sau frișcă în cafea, Poți să-ți iei niște MCT dacă vrei să pui în, în cafea, în așa fel încât să stimulezi arderea de grăsime. Dacă, de exemplu, vreau să obțin un efect și mai, și mai bun, un răspuns și mai bun de adaptare la eficiența aerobă, atunci nu mai mănânc nimic. Da? și doar merg pe o cafea sau pe stomacul gol. Deci am văzut uh, diverse variante prin care înainte de not pot să iau carbohidrați foarte rapid, să iau carbohidrați mai mediu sau grăsim sau nimic, na? Da? Patru variante. Nu folosesc proteină înainte de antrenament de înot sau înainte de un antrenament de alergare. acest lucru se aplică și la alergare și la bicicletă. Dacă vreau să fac ceva intensitate, vreau să iau carbohidrați care au absorție mai rapidă. Dacă fac intensitate, dacă fac ceva în zonă medie, carbohidrați cu absorție mai lentă sau nimic. M-am întors de la antrenament. După ce m-am întors de la antrenament... Păi fac așa. În primul rând, am spus, un carbohidrat mai de calitate, da? pentru că ăsta are, vreau să pun resursele de glicogen înapoi, dar mai încet, nu mai vreau să spike așa. Apoi, o proteină bună, pot să fac o omletă, un ou fiert, da? Pe lângă asta, în funcție de cât de mult am înotat, da? pentru că dacă înnoți lung sau dacă faci o alergare lungă, de 2-3 ore, de exemplu, ai nevoie, că ai stat foarte mult în zona aerobă și sper că te-ai antrenat 2-3 ore în zona corespunzătoare și nu ai tras la rând de cursă pentru că altfel o să fii în pioneze uh, următoarele zile. Pe lângă ce ai consumat tu, carbohidrați cu preponderență, dacă ai, ai stimulat intensitate sau dacă ai făcut zona aerobă și un, uh, e un mix pentru că să alergi în aerob pur să consumi mai grăsim, foarte puțină lume face asta pentru că îi se pare că e prea ușor, e prea încet pe isu și a nu alerg eu atât de ușor. Uh, și atunci, carbohidrați, o proteină și trebuie să încep să iau foarte puțin și ceva fibre ca să înceapă să-mi dea sațieta. Dar nu mult, pentru că vreau să am această absorție a proteinilor și a carbohidraților în prima oră, să zic în primele două ore. Ideal la o oră, două ore după ce termin antrenamentul, vorbim de primele 40 de minute, fereastra anabolică după antrenament, în care din știința bodybuilding-ului, Putem să intervenim fie cu suplimente și să luăm antioxidanți Putem să luăm aminoacizi, proteină, să ne refacem în primele 40 de minute Sau să luăm mâncare da? Luăm mâncare natural, cum am spus, în primele 40 de minute, o oră Facem o omletă frumos și cu un porici Asta este tot da? După, au trecut Am făcut înainte de antrenament, am făcut după antrenament Acum, la două ore după antrenament, ce se întâmplă? Am liniștit carbohidrații, pentru că ce am consumat am pus înapoi, am mâncat și o proteină de calitate. Acum deja trebuie să mă gândesc să stabilizez sistemul, să nu am pofte și apetitul. Și atunci, la 2-3 ore după, ce ar trebui să fac? Încep să mănânc fibre, încep să mănânc Avocado, pot să-mi fac diverse uh, creme de legume, de exemplu, sau să-i fac la cuptor, cartof dulce, morcov, uh, nu am aici păstârnac țelină pot să-mi fac o cremă de legume cu semințe de cânepă asta, nu am menționat. Este o proteină extraordinară, uh, cu foarte multe fibre și o proteină. Dacă este cu par, uită exemplu cel mai bun și am uitat să-l menționez. Are 50 de grame, uh, nu, scuze, 34 de grame are. 34 de grame la 100 de grame. Deci extraordinar, mult mai mult decât caju, decât midale, decât carnea. Da? Este o proteină extraordinară, proteina din semințe de cânepă. Și atunci dacă eu îmi fac la 2-3 ore după, îmi fac o salată, îmi fac un avocado sau superfood, nu uitați, pentru că dacă eu tai acest avocado și dacă pun într-un într bol avocado, pun 30-40-50 de grame de semințe de cânepă, Pot să pun, dacă îmi place, nu am aici, că nu am mai luat, cremă de brânză, poate un iaurt grecesc și mănânc și cu un castravete sau un, cuțu sau un zucchini. Deja am destule fibre și grăsimi în așa fel încât să nu am apetit sau să nu am poftă de mâncare pentru următoarele până seara. Apoi, în funcție de ce fac seara, ce mai mănânc seara. Păi, dacă am făcut antrenament doar dimineața și uh, seara uh, n-am mai făcut antrenament, este clar că n-am mai consumat carbohidrați. Dacă n-am mai consumat carbohidrați, se pune întrebarea: am nevoie simt pofta să mănânc pâine, de exemplu? Pâinea asta albă saltă mai repede zahărul, glicemia, pentru că are mai mult zahăr, va fi convertit mai mult zahăr. Asta are mai puțin zahăr care ajunge în fluxul circulant. Deci, asta o pot folosi înainte de antrenament cu, poate, niște pâine, cu, niște pâine, cu un de exemplu și cu sare, sau pot să folosesc pâine cu unt și cu miere dacă vreau să fac ceva foarte exploziv, da? dacă vreau să am foarte multă energie. Dar dacă nu am nevoie să fac intensitate, atunci nu aleg pâinea. La fel și seara, nu aleg pâinea doar dacă vreau a doua zi să am antrenament la prima oră și fac din nou intensitate. Pentru că, nu uitați, glicogenul se stochează în stare de repaus, de mentenanță, în stare de somn. Adică tu nu poți să faci efort, să lovești zidul, adică să rămâi fără carbohidrați în, sistem și să treacă corpul pe grăsim și să te apuci să mănânci o oală de mâncare și să te aștepți ca peste una-două ore să alergi Nu se poate asta, trebuie să Trebuie să dormi, trebuie să dorm și trebuie să lași corpul să își refacă resursele de glicogen în timpul somnului. Deci, aleg seara la cină, pâine, de exemplu, dacă fie am mai făcut un antrenament la amiază, sau dacă vreau să fac mâine de dimineață un antrenament de intensitate. Da? Apoi, seara la cină. Asta este un alt lucru, trebuie să-l mâncăm mai devreme, nu? Dacă mă la 11, mănânc la 10 jumate, că nu o să pot. Trebuie să am 2-3 ore, ideal ar fi, până la som Și atunci putem să mâncăm o altă proteină, poți să mănânci o, o friptură, poți să mănânci iar semințe de cânepă, poți să mănânci, uite, aici este o altă sursă, nu spun că sunt adeptul la tot felul de lactate și tot ce sunt derivate din lapte, dar emmentalor, de exemplu, este un cașcaval cu găuri, da? are foarte multă proteină și grăsim, da? se pretează foarte mult pe cei care sunt, pentru cei care sunt pe low carb și keto. Explicăm care e treaba și cu low carb și keto. La fel, cedar, deci seara pot să combin ceva proteină cu ceva grăsim, dar din nou, totul trebuie făcut în funcție de ce ai mai consumat după amiază și ce vreau să fac a doua zi. Uh, ok, sunt de exemplu la birou și lucrez, da? Și vreau să fac un proiect sau am, nu știu, știu că două, trei ore trebuie să mă concentrez. Dacă eu o să apelez la astfel de resurse, da? Am aceste variante și zic, mamă, îmi trebuie acum în următoarea oră să gândesc maxim și am nevoie de energie și mă apuc să mănânc ceva. Care, by the way, știați că acestea, Ok, asta are 85%, uh, ciocolată dark 85%, asta are uh, sneakers și Twix. Ce avem aici sunt clasice, le știm foarte dulci, dar în momentul când mâncăm din ele, știați că răspunsul glicemic, da? deci zahărul din, din corp, este diferit și care credeți că ar fi, vorbesc acum pentru mine și am văzut la alți băieți și alte fete, cel care face spike-uri cele mai multe din astea. Păi vă spun eu, ăsta este apoi este ăsta, apoi este ăsta. Pentru că aici este foarte puțin zahăr. Uite, ăsta are zahăr, are 12 grame de zahăr la sută. Pe când ăsta cred că are 50. Cred că are 50. sneakers ul așa, da, 51, are 60 dintre care 51. Deci imaginează-ți ca la Chiar ăsta cred că are mai mult, are 56 sau marea diferență este că ăsta are mai multe grăsimi și alunele care mai tamponează care mai tamponează absorpția zahărului, da? Deci nu e eliberat atât de repede cum este la Twix. Și atunci, dacă eu mă apuc să mănânc, înainte de, de a lucra la proiectul meu, să-mi iau o astfel de ciocolată care să-mi dea un spai de energie, eu mă simt bine. Jumătate de oră, o oră, oră jumate, până când metabolizează, corpul meu metabolizează zahărul din sânge. După aceea o să am o cădere, da? Zahărul crește și după aceea o să am o cădere, iar acolo nu va fi bine, pentru că acolo e ca un recul. Cu cât de, de sus va urca zahărul, cu atât de mult va cădea. Și îți va apărea din nou pofta de dulce. Și asta, marea problemă cu, variațiunile de, cu variațiile de zahăr în sânge, este că îți influențează, influențează întreg sistemul hormonal, și atunci îți influențează și starea emoțională. Da? Și atunci tu ești tentat să. Uh, nu că ești tentat, uh, ești forțat să te gândești înapoi la zahăr pentru că ai acel răspuns acut da? prin care zici vreau din nou să compensez. Pe când, dacă tu folosești astfel de resurse, dar trebuie să te educi pentru că nu simți gustul cum e la ăsta să simți așa ceva. Îți dă energie la foc mai mic, încet, încet, îi simți și aroma și problema este că la fel cum urcă încet, la fel va scădea încet și nu te va afecta emoțional. Uh, nu am aici cafea, același lucru cu cafeaua. Dacă sunt la birou și nu am mâncat nimic, pentru că foarte mulți suntem din sfera asta și eu am făcut asta mulți ani de zile, când plec de acasă mă simt bine și la birou nu mănânc nimic, beau două șaturi de espresso și mă apuc de treabă. Problema este că luate pe stomacul gol cafeaua, se joacă foarte mult cu uh, tensiunea arterială. Ți se joacă foarte mult cu apetitul, îți amețește foarte mult capacitatea aparent de concentrare, ești mai bine, dar după o perioadă de o oră, două ore, începi să ai o stare de, de, de iritație, aș zice, sau de, de neliniște, pentru că este exact ca la zahăr, efectul este refluxul cafeinei din sistem, care, de fapt, cafeina este o travă, și corpul nostru, luptându-se să metabolizeze acea o ne dă aceste plăceri dacă vrei să-i spui, dar de fapt se inhibă niște centri nervoși prin care noi simțim oboseala. Și atunci zice, am luat cafea, mă simt bine. Da, pentru că nu mai resimți oboseala, dar de fapt tu maschezi ceva care există și nu creezi o soluție, ci de fapt tu prelungești o stare de agonie, ca să spun așa, când ce ar trebui să facem? Ar trebui să lăsăm cafea eventual, să bem un ceai, cel mult dacă vrei verde, dar nici verde că este și ăla este stimulant, stimulant, o perioadă dacă ești foarte obosit. Aici este, apropo, că sar de la mâncare la la stil de viață. Aici este ceva, un cerc vicios. Nu uitați că de fiecare dată tu te trezești pentru că ai dormit foarte prost. Totul începe cu noaptea înainte. Când dormi foarte prost. Uh tot sistemul tău hormonal este afectat cortizolul este foarte ridicat hormonul stresului, apetitul este foarte mare, pofta de zahăr pentru că la noi creierul uman așa funcționează, îi trebuie minim 50 de grame de carbohidrat pe zi de zahăr în așa fel încât să funcționeze toate aceste aspecte, după o noapte pierdută, dacă mai pui și alcool și parti și alte cele, a doua zi ești terminat și atunci vezi că e un ciclu vicios te trezești dimineața, ești foarte obosit și zici, a, mă apuc să beau cafea ca să-mi revin. E, eu spun nu, e pe dos. Eu consum cafeaua când sunt uh, odihniți și când sunt pregătiți să turez motorul. imaginează că tu te apuci și turezi o mașină care nu este pregătită. Roțile nu sunt montate cum trebuie, curele nu sunt puse și așa mai departe. Bagi ca ai putere, sar toate de pe ea, și aici. Tu ești foarte obosit, corpul vrea de fapt să stea cât mai liniștit, să relaxeze, pentru că ai avut o noapte în care nu s-au întâmplat procesele regenerative. Și atunci tu, băgând ceva din exterior, cum e cafeaua, cum sunt Red Bull-ul și altele, turezi motorul, îți apare o senzație plăcută, nu mai simți obosarea, pentru că, atenție, exact cum am spus, se blochează centrii de percepție ai oboselii și atunci ce faci? Da? Începi să simți ca ai energie, te duci, după aceea la prânz poate să ar masa, după, după amiaza, deja ai acel picaj grav de tot când zici mai trebuie o cafea și iată că încet te apropii în cercul vicios în care tu deja la amiază, dacă mai bei o altă cafea, nu, nici nu ai mâncat, decalezi tot tiparul ăsta greșit către a doua parte a zilei. Și atunci o să mănânci foarte probabil la amiază sau seara, sau seara o cină foarte mare, o să fie hiperexcitat sistemul nervos, o să fie hiperexcitat de la cafele pe care le-ai băut peste zi, stomacul nu o să poată să-și facă procesele de digestie și de depleție necesare în, afară, în așa fel încât să fii pregătit pentru somn, Uh, și atunci te trezești că tu la 11 noaptea 12 te afli cumva în mijlocul zilei da? Bioritmul tău s-a shiftat, s-a modificat Și atunci nu faci nimic altceva, doar să te curgi din nou Iar târziu, iar ai un somn prost și mâine reiei da? Deci atenție că de multe ori nu are legătură neapărat De la a, a mâncat banana asta și mi-a făcut rost Sau ciocolata asta, twix -ul. Are legătură cu un stil, cu o igienă a somnului Și cu un stil de viață, cum pregătim somnul Cum ne trezim după somn și ce facem cu ele Nu spun să renunțăm la cafea Nu spun să nu mai mâncăm toate aceste lucruri Spun doar să învățăm să le ciclizăm și să le folosim când trebuie. Și uh, marea provocare este să îți lansezi singur niște sarci uh, sarcini ca să spui: domne, săptămâna asta sau trei zile poftim nu beau cafea. Să văd ce se întâmplă, mă doare capul, să mai era Sau săptămâna asta uh, nu mai mănânc carne după ora 6 seara, ca să mi fie mai ușor, mai ușoară digestia pentru somn, pentru că nu am făcut mișcare și atunci dacă fac mișcare, corpul este mult mai activ și digeră imediat tot ce dai. Uh, din experiență vă zic, uh, uitându-mă cu senzor în timp real și măsurând, de fiecare dată când sunt antrenat și când fac uh, antrenamente ca lumea, glicemia nu saltă mai sus de 140. <fie> 150 e mult, dar 140. Orice aș mânca de pe masa asta, nu în Pentru că musculatura este într-o continuă răfacere de, de glicogen, de resurse de glicogen, și uh, imediat zahărul este luat și este spălat și dus la, uh, la celule, la. Da, la musculatură. Da? Uh, și ăsta uh, este un lucru important. Nu uitați că mișcarea uh, de asta nu că ne oferă posibilitatea să mâncăm mai mult. Dar ne ajută foarte mult să fie corpul ca o mașinărie, să fie eficient, să metabolizeze Am atâtea mâncăruri pe masă asta încât să discut acum despre o gustare Este amiază, vreau să, vreau să mănânc ceva Și stau și mă gândesc dacă să dau mie sau la copil așa ceva Și zic, copilul zice, Bă, vreau să mănânc un, un kinder din ăsta cu surprize Că normal, asaltetează, are o jucărie înăuntru, e dulce, e asta. Dacă i arăta așa ceva, du-te, domnule, de ce cum Da, ce dai alea că mi se mi sterpeze, îmi sterpezez dinții, ce naiba. Gura. Uh, același lucru e aplicabil și la copii și la noi, da? N-am mâncat de câteva ore, vreau să iau o gustare, da? Corpul este liniștit, glicemia e stabilă, 90-95, cât are fiecare. Uh, în momentul când vin și când dau drumul la așa ceva în sistemul nostru O să bubuie sângele, zahărul în sânge În momentul când iau așa ceva are o absorție mult mai lentă în sânge Și atunci răspunsul întotdeauna este vorba de ce aplic și ce îmi răspunde corpul? Pun asta, o să fie așa, bang! Pun asta, o să fie mai așa. Și atunci, următoarele 2-3 ore, nu o să fiu atât de afectat. Am multă energie, dă la un copil un astfel de ou să mănânce seara la 9 la 10 de Crăciun, e unul noaptea, bă, dar ăsta nu se mai culcă, mă? Păi ce să se culce, că el a mâncat o ciocolată de -a, de -a mare, înțelegi? Adică el cu are energie, aleargă o grămadă de, de cât a mâncat aici. Deci, uh, alegerile, uh, alegerile le facem... Uh, la modul conștient, sper, sau ar trebui și noi suntem cei care punem mâna să luăm ora asta, ora asta. Iar dacă în procesul de augustare de la ora 4 vii și fac așa, deja se complică lucrurile, da? Pentru că ce am aici? Am zahăr, iar aici am grăsim destul de mult cu ceva proteină. Mai mult, hai să complicăm și mai mult, deși pare la fel. Am migdale, care astea sunt crude, versus uh, alune, care astea sunt prăjite. Păi, faptul că ai zice, a, păi tot din categoria nucilor sunt, da, dar faptul că astea sunt prăjite, produc un alt răspuns la nivelul intestinilor. Irită, irită mucoasa și pereții intestinilor, pe când astea nu. Pentru că procesul de, de prăjală, efectiv, asta este reacția, cum răspunde corpul nostru la cartof prăjiți, la balune prăjite, la tot ce este prăjit, nu prea îi place, îi irită mucoasa. Uh, și atunci dacă eu combin lucruri foarte complicate, hardcore de digerat, care se irită în casa cu zahăr, nu mai zic dacă mai mânc acum și proteine și altele, uh, deja se complică foarte mult pentru corp și nu știe ce să facă. Și uh, el săracul nici nu a terminat bine de la prânz de făcut ceva și acum tu îi dai din nou de lucru. De fiecare dată mi-a plăcut exemplu, cu... Um, un balaur uh, care este în peșteră și uh, balaurul ăsta stă în peșteră și dacă eu mă apuc să mănânc, să zicem, doar migdala asta, da? bobul ăsta de migdală, îl mănânc pe ăsta, uh, va exista un răspuns în interiorul corpului meu și acel balaur din peșteră va veni <gână> să facă, să metabolizeze, să digere și să elimine apoi această migdală. Dacă mănânc migdală și banane, Balaurul trebuie să vină din nou. Dacă uh, mănânc, nu știu, jumătate de masă, uh, balaurul ăla vine și muncește și mai mult să metabolizeze toată jumătatea asta de masă. Dacă mănânc cum zic unii, ce mai ciugulesc ceva aici, mai au ceva, mai ronțe, ca asta e expresie, mai ronțe ceva, mai stau la bilon, mai ronțe. Gândește că tu mănânci acum, este ora 12, ora 1, ai mâncat, peste o oră iar mănânci niște, nu știu, ceva, sărățele, ce mai și asta. De fiecare dată balaurul ăla vine înapoi. Acum asta este o metaforă, balaurul ăsta uh, reprezintă tot ceea ce înseamnă sistemul nostru digestiv și hormonal implicat pentru a metaboliza și elimina tot ceea ce ingerăm noi. De fiecare dată că tu îl chemi, este un abuz. Iar balaurul ăsta se va supăra la un moment dat. Dacă tu abuzezi de toate organele și de sistemul tău hormonal, este normal ca la un moment dat să ai o insuficiență în primă fază și apoi un failure, da? adică nu o să mai opereze cum trebuie, dacă faci exces. Da? Și el, săracul, la un moment dat, organele o să înceapă să meargă din ce în ce mai încet, o să te îngrași și nu o să mai fie atât de eficiente. 啊。Uh Asta ca să înțelegem de ce este important să înțelegem uh, uh, cantitatea și dozajul, să nu mâncăm tot ce avem pe masă, doar că putem. Putem asta, dar uh, să fim conștienți. Nu mâncăm cu ochii în telefon, nu mâncăm cu ochii la televizor sau nici nu-ți dai seama că n-am mâncat farfuria asta și am scăpat de ea din, uh, din fața mea. Uh, legat de toate trendurile care umble pe, pe, pe piață de atâția ani de zile, keto, high carb, low carb, proteine, uh, vegan, raw vegan, uh, mediteranean și care ormai mai pică, nici nu le știu pe toate. Nu uitați un singur lucru. Întotdeauna trebuie să înțelegi specific o activității pe care îl faci și, evident, dintr-o privire să zici asta e asta, asta e asta, vreau să-l mănânc pe asta. Pentru că dacă tu înțelegi ce face corpul tău, vei ști ce să-i furnizezi. Luăm acum un caz concret de la practică. Dacă eu am un sportiv de anduranță sau un sprinter, Păi pe anduranță, pe mine mă interesează să fie foarte eficient pe arderea de grăsimi și să prezerve resursele carbohidrați. Pe sprinter mă interesează să folosească carbohidrații și să fie eficient să compenseze și motorul aerob cu o proporție destul de mare din grăsimi. Chiar și 100 de metri la proba, în proba de atletism, componenta aerobă este vitală. Da? Și ai văzut întotdeauna că încetinește cel care are o pregătire mai slabă, pentru că poți să ții 50-60 de metri, dar după aceea, dacă n-ai motor aerob, ai încetinit. Și atunci, în funcție de specificul fiecăruia, dacă faci distanță scurtă sau distanță lungă, trebuie să știi ce să îți alegi de pe masă. Da? La sportivii de anduranță ne interesează foarte mult motorul aerob să fie foarte eficient și să recrutezi cât mai mult din grăsimi și să nu te bazezi atât de mult pe carbohidrați. Pe când la sportivii din distanțele scurte, sprinteri, evident că și motorul aerob bazat pe grăsimi este important, dar consumul carbohidraților prevalează, ca să spun așa, și avem un interes mult mai mare să luăm de pe masă așa ceva, de exemplu, da? în loc să luăm așa ceva, da? Deci asta o luăm din când în când de plăcere, asta e mult mai bun decât să mâncăm ciocolată. La fel, un exemplu foarte bun, dacă mănânc o pungă din asta și o pungă din asta, e o diferență extraordinară. Nici nu pot să mănânc toată punga asta, pe asta pot să o mănânc. Și dacă stau să număr la calorii tare, cred că ajung tot pe acolo, dar asta are o grămadă de fibre, asta nu are. Deci, în curat, întotdeauna privim în context și privim. Acestea le-am adus în scop demonstrativ. Nu zic să avem așa ceva pe masă în fiecare zi și poți să te mai răsfezi din când în când, dar mai bine îți faci un suc. Uite, dacă vrei sucuri, neapărat poți să-ți faci un suc de așa ceva. Nu se compară nici pe departe cu așa ceva, dar. Vorbim de nutrienți și de aportul caloric, pentru că foarte ușor îți iei zahăr dintr-o sticlă ca asta și ar trebui să bei mult mai mult sau să consumi mult mai mult ca să meciuiești caloriile consumate din alimente precum sunt... Da? Mere natural, cum sunt bananele, uite ce mai avem aici pe masă, și curmale, foarte bun și așa mai departe. Deci totul se rezumă la alegeri și la timing, la momentul când mâncăm anumite alimente. Am discutat diverse cazuri, am discutat diverse situații. Rămâne pentru un episod următor să discutăm tipuri de diete, low carb, high carb, keto și așa mai departe, dar Ideea de bază rămâne aceeași. Trebuie să înțelegem ce facem și în funcție de ce facem, ce mâncăm, cât mâncăm și când mâncăm. Astăzi am făcut o prezentare, am înțeles în linii mari cum stă treaba cu proteinele, cu grăsimile, cu carbohidrații. Am discutat câteva exemple despre când să le folosim. În episodul următor vom discuta la concret despre un sportiv de anduranță, de exemplu, și despre un sprinter, cum să-și dozeze, inclusiv cu suplimente nutritive, cum ar fi pudră proteică sau aminoacizi cu vitamina B și multe, multe altele. Sper că v-a plăcut. Orice întrebare și orice curiozitate. Scrie în comentarii, dăm un mesaj, cum îți este mai ușor. Și zim ce părere ai. Ce ți place cel mai mult de pe masa asta de aici. Ce ai mâncat acum? Înainte de antrenamentul la care te duci, sau poate că ești pur și simplu la, la acasă și vizionezi din fotoliul tău. Până la următorul episod, stați pe aproape și stați activ.